Incident grav și pe autostrada A1 București-Pitești, o mașină în care se aflau trei persoane izbucnit în flăcări. Din fericire, atât conducătorul auto, cât și cei doi pasageri care îl însoțeau, au reușit să iasă la timp din mașină, au transmis reprezentații ISU Giurgiu. -Giu. Nu se știe deocamdată de la ce au pornit flăcările, dar cel mai probabil este vorba despre un scurt circuit. Pentru a preveni astfel de incidente, autoritățile recomandă o serie de măsuri, printre care verificarea instalației electrice, asigurarea că echipamentele de iluminat electric nu sunt defecte sau neizolate, dar și verificări asupra unor eventuale scurgeri de carburanți.